spre salariații guvernului, care sunt, știm, de la finalul săptămânii trecute, în grevă japoneză. Asta după ce premierul Marcel Ciolacu le-a refuzat majorarea salariului de bază cu 30%. Angajații spun că vor protesta până când revendicările lor vor fi soluționate. Mai mult, știm că au cerut inclusiv o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Discutăm în minutele următoare împreună cu domnul Noni Iordache. Este președintele sindicatului angajaților din aparatul de lucru al guvernului. Lucrează la cancelaria premierului, dacă nu mă înșel. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Iordache, am văzut atitudinea premierului Marcel Ciolacu, cel care a fost ironic atunci când a venit vorba de protestele muzeografilor și a zis așa: dacă nu țin ei muzeele deschise, nu-i problemă, mă duc eu la Antipa, în locul lor. La dumneavoastră, la guvern, știu că a cerut o întâlnire cu el. Ce v-a răspuns? Deocamdată nu am primit niciun răspuns. Noi am lansat și un apel public printr-un comunicat de presă care a fost transmis sâmbătă. Așteptăm decizia dumnealui. Șeful cancelariei, cu care bănuiesc că țineți legătura, este mâna dreaptă a premierului până la urmă, domnul Mihai Alexandru Ghigiu. V-a comunicat ceva? V-a răspuns în vreun fel? Sunteți cumva și un subordine a dânsului? Momentan nu, dar noi negocierea am avut și cu domnul Mircea Prudean, secretarul general al guvernului, și cu domnul Mihai Ghigiu, șeful cancelariei prim-ministrului. Și ce v-au transmis cei doi lideri ai guvernului? Am avut amânări, am avut înțelegere, am fost eleganți, diplomați, am zis că fiind vârful administrației publice nu trebuie să ieșim în stradă, dar na, asta este. Din păcate, trebuie să facem ceva pentru că, așa cum am punctat și în comunicatul de presă de sâmbătă, avem o importanță majoră și un important aport la dezvoltarea economică a țării. Dacă ne puteți spune, domnule Iordache, și cât câștigă un angajat din Secretariatul General al Guvernului, un angajat din Cancelaria Premierului până la urmă, cineva poate la început de drum și cineva cu mai mulți ani de experiență, ca să ne dăm seama exact ce venituri aveți, care sunt nemulțumirile? Păi, așa cum am punctat deja, în august 2022, și de atunci nu sunt mari majorări, decât a fost doar cea din decembrie de 5%, pentru consilier asistent, salariul era net. Nu vorbim de alte venituri. De salariu, doar atât, ca ta în casa, nu sporuri, nu ce se scrie prin presă, că avem fel și fel de alte sume care vin odată cu salariu, nu, sau separat, nu, sub nicio formă. Deci salariul era de 3215, maximum este undeva la 6500 pentru consilier superior, gradația 5, ceea ce înseamnă vechime peste 25 de ani. Deci cineva cu 25 de ani câștigă undeva la 6000 de lei, dacă am înțeles bine? 6500, 6600 cam. Fără niciun alt spor, nu mai există alte sume adăugate la acest venit? Nu, sunt foarte puțini. Eu am văzut o intervenție în presă spunând că avem fel și fel de sporuri. Să știți, pentru viza de CFP, la Secretariatul General al Guvernului sunt în jur de 4 persoane. Pe PNRR nu cred că sunt mai mult de 80 din 550. Deci nu toată lumea încasează majorări. Deci nu vorbim de sporuri. Sporurile sunt clar prevăzute de lege, majorările la fel. Și văd că foarte mulți jurnaliști confundă majorarea salarială cu sporul. Sporul e spor, majorarea salarială e majorare salarială. Știu că vă plângeți, domnule Iordache, și că vă pleacă colegii. Nu mai vor să lucreze în guvern, în Secretariatul General. Da. E volumul mare de muncă raportat la veniturile pe care le au acești oameni? Nu în primul rând că ne raportăm la venituri. Ne raportăm la faptul că există o fluctuație de personal foarte mare. Din analiza care a fost făcută recent la nivelul Secretariatului General al Guvernului, rezultă că fluctuația de personal este de 271 de persoane. În condițiile în care Secretariatul General al Guvernului, nu vorbim de subordonate, ci strict de SGG, are personal de 550-560 de angajați. Deci vă dați seama, o fluctuație adică de jumătate. 50%. Da. Ce înseamnă fluctuația asta? Jumătate dintre angajați au plecat și au venit alții? Sau ce să înțelegem? Unii au venit, unii s-au detașat și n-au vrut să rămână aici. Deci sunt mai multe
situații practice. Bun, dacă ultima întrebare și la care vreau un răspuns foarte scurt ca să încheiem această transmisiune pentru că timpul ne presează, domnule Noni Iordache, dacă Marcel Ciolacu nu vă dă un răspuns, ce faceți în continuare? Sau dacă vă dă un răspuns negativ, că nu vă poate da aceste majorări, ce veți face în continuare? Veți mai protesta în stradă sau ce urmează? Noi vom continua. Decizia de a protesta în stradă aparține tuturor angajaților, vom decide. Însă adresăm încă o dată rugămintea de a fi primiți și de a fi ascultați, pentru că suntem până la urmă din familia profesională a dumnealor și le sprijinim activitatea încă din prima zi de numire în funcție. Luați în calcul blocarea activității guvernului? Nu știu să vă spun acum, nu știu. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Noni Iordache. Sunteți președintele Sindicatului Angajaților din aparatul de lucru al Guvernului și a fost în direct cu noi domnul Iordache pe tema protestelor, iată, ale angajaților Guvernului, nemulțumiți de veniturile pe care le au după ani de muncă, spun ei cei mai mulți, mai ales se confruntă și cu o fluctuație a personalului, jumătate din personalul Secretariatului General al Guvernului a plecat din instituție și au fost înlocuiți, au venit... uneori chiar mai puțini în loc.